Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie să menționăm faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală. Aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Situația de ieri de pe piețele financiare a fost una foarte agitată, întrucât în continuare sentimentul a fost determinat și influențat într-o manieră semnificativă de un nivel ridicat de incertitudine și de o neîncredere a investitorilor. Astfel, în ceea ce privește cotația euro-USD, în timpul sesiunii de ieri am asistat la o spargere inițială a nivelului de suport de la 1.13, care părea să fie o zonă psihologică și cu o importanță crescută pentru investitori. Acest lucru părea să fi fost determinat de o perioadă mai bună a dolarului american și de o ușoară apreciere a acestuia ca urmare a creșterii randamentelor titlurilor de stat din SUA. Totuși, toată această evoluție a fost inversată în această dimineață când am asistat la o spargere ascendentă și cumva la o încercare de recâștigare din partea cumpărătorilor a acestei zone și cumva de aș pune amprenta asupra pieței. În ultimele ore vedem ea din nou o încercare de spargere care ar putea fi justificată de nivelul ridicat de emoționalitate din piețe. Astăzi, deși păreau că investitorii se află într-o ușoară perioadă de așteptare înaintea întâlnirii BCE, vedem totuși un nivel destul de ridicat de volatilitate și o luptă destul de aprigă cu privire la supremația acestei piețe. Totuși, atenția se concentrează, cel puțin în cazul perechii euro-USD și în special a monedei unice europene, asupra întâlnirii Băncii Centrale Europene de la ora 14:45. Când traderii sunt interesați să afle dacă instituția va urma modelul expus de omologele sale, vorbim aici despre bănci importante precum Banca Centrală a Canadei, Banca Federală a SUA sau Banca Angliei, care reprezintă ultima instituție centrală care a luat o măsură de relaxare a condițiilor monetare, sau dacă va continua să stea în așteptare și cumva să urmărească de la distanță situația în vederea unei intervenții. Totuși, așteptările de piață indică o reducere a dobânzii. Astfel, traderii includ în preț o scădere a ratei de aproximativ 10 puncte de bază, ceea ce ar împinge rata de referință până la o valoare negativă de minus 0,6%. Acest lucru este o problemă. De ce? Pentru că din cauza faptului că ne aflăm deja pe teritoriu negativ, Banca Centrală are mult mai puțin spațiu de manevră decât alte instituții. Iar acest lucru se transpune și în alte probleme, în special cele legate de problemele sectorului bancar european și de o reducere a profiturilor acestor companii. În contextul actual, am putea să asistăm la o extindere a acestei perioade volatile, mai ales în jurul orei la care se va lua decizia. Iar în cazul în care așteptările se vor îndeplini, am putea să
asistăm la o extindere a mișcării corective către zona 1.11.866, care vedem că este marcată de mai multe reacții de preț în trecutul apropiat. Vorbim chiar despre situația de pe 2 martie și 3 martie. Dar în acel moment nivelul era unul de rezistență. Lira sterlină pare să-și fi găsit un punct de referință. De ce spunem acest lucru? Pentru că vedem o ușoară tendință de stabilizare a perechii GBP/USD în urma unei corecții destul de ample înregistrate ieri. Aceasta a fost un răspuns reflex în urma deciziei BCE, unei decizii surprinzătoare de reducere a dobânzii cu 0,5%, iar moneda s-a depreciat semnificativ în raport cu dolarul american. Astfel, deși am asistat la mai multe încercări de spargere a nivelului de rezistență de la 29.607, care vedem că în trecutul apropiat are o importanță destul de redusă, atât în calitate de suport, dar și de rezistență. Dar de fiecare dată, fiecare încercare a fost zadarnică, pentru că a avut loc o rezistență destul de puternică din partea vânzătorilor, care au temperat impulsurile cumpărătorilor. De aici prețul s-a îndreptat către niveluri scăzute. Vedem că a străpuns nivelul de la 1.28 și chiar a căzut într-un canal lateral destul de îngust, în zona 27.860, 28.272. Această zonă a mai fost vizitată în trecut, vorbim chiar despre începutul lunii martie, dar și evoluții anterioare. Undeva în luna noiembrie anului trecut. Prin urmare, în ciuda suprafeței destul de reduse a acestui canal, limitele ar putea să ofere, să opună destul de multă rezistență unei încercări de a obține o direcție. În acest moment, investitorii nu se mai axează și cumva par să ignore datele macroeconomice. De ce spunem acest lucru? Pentru că ieri, în ciuda unor date ușor dezamăgitoare, vorbim despre producția manufacturieră din Marea Britanie, care a fost în ton cu așteptările, dar și despre raportul PIB. Aici am avut o surpriză negativă, întrucât a fost indicată o nouă stagnare economică în ultimul trimestru al anului 2019, scenariu ce a marcat a treia perioadă consecutivă de stagnare a economiei. Lucru care desigur pune probleme, mai ales în contextul actual, în contextul în care epidemia în curs este probabil să aibă efecte negative ample asupra economiei globale, dar și la nivel singular, iar acest lucru nu iar o situație în care economia stagnează nu este tocmai scenariul favorabil și cel dorit de către autorități. În următoarea perioadă am putea să de fapt este foarte probabil ca perechea să fie aproape în totalitate influențată și ghidată de către sentimentul față de risc și cumva mai mult de atitudinea investitorilor față de dolarul american, întrucât dolarul pare a fi adevăratul punct cheie al acestei perechi valutare. În cazul unei spargeri a zonei 28-272, prețul are drum liber către zona 29.607, dar ținând cont de condițiile actuale și de caracteristici de argumentele din piață, o astfel de
evoluție pozitivă pare destul de improbabilă. În caz contrar, în cazul unei spargeri la 28.859, următoarea zonă de referință 26.994, care vedem că nu a mai fost vizitată din luna octombrie anului 2019. USD-JPY continuă să se mențină undeva în jumătatea superioară a acestui canal lateral, marcat de 105-360, nivel susținut și de o retragere exterioară Fibonacci de 261,8% dintr-un impuls ascendent de la jumătatea lunii ianuarie, dar și 102-250, la fel susținut de o retragere exterioară de această dată de 423,6% din aceeași mișcare. Este toată această evoluție ușor laterală pare să ne indice că neîncrederea investitorilor s-a transpus într-o atitudine mult mai pasivă și o mare parte dintre investitori doresc să stea deoparte, să urmărească care vor fi cum va evolua situația înainte de a lua o decizie cu privire la poziție. Pentru că atitudinea și direcția se schimbă de la o oră la alta, iar în astfel de situații incerte și în astfel de momente de criză este greu de anticipat modul în care vor reacționa guvernele sau autoritățile din diferite state. Iar în acest sens, abordarea unora este mai ales a investitorilor cu un grad mai ridicat de aversiune față de risc, este aleg să stea deoparte și cumva doar să urmărească evoluția în așteptarea unor perioade mai calme. Totuși, pe de altă parte, pentru alții reprezintă oportunități și astfel de contexte sunt extrem de rare, cu mișcări atât de ample și cu o volatilitate atât de crescută. În acest context, USD-JPY pare să nu mai răspundă atât de rapid schimbării de atitudine a investitorilor și cumva pare să se fi stabilizat în interiorul acestui canal. Este foarte probabil ca și în următoarea perioadă evoluția să persiste și să vedem o extindere a acestei perioade, chiar dacă yenul japonez este considerat un activ de refugiu. Situația pare să fi depășit acel moment în care investitorii pur și simplu alegeau să dea fuga către active sigure și cumva adoptă alte metode sau au portofolii mult mai bine echilibrate și cumva cu un nivel mai ridicat de hedging.